Un prahovean de 37 de ani din Posești este acum după gratii după ce timp de 4 ani și-a violat propria fiică. Bestia cu față umană a fost prinsă ieri după ce a sunat cineva la numărul de urgență 983 privind abuzurile contra minorilor și a dezvăluit crunta poveste. Se pare că persoana respectivă este chiar o cunoștință a familiei, căreia mama i-a mărturisit că și-a surprins soțul cu fiica într-o postură care i-a dat de bănuit. Violurile repetate ar fi început în urmă cu 4 ani, când fata avea doar 10 ani. Efectuate verificări la domiciliul familiei în cauză, în prejudare în care a fost stabilit faptul că tatăl întreținea de aproximativ 4 ani relații sexuale cu fiica cea mare. În prezent, suspectul este reținut, urmând ca astăzi să fie prezentat instanței de judecată. Bărbatul a încercat să o violeze și pe fata lui cea mică. Reprezentanții serviciului intervenție în regim de urgență au fost într-adevăr pe teren și au luat declarații atât fetiței cât și mamei. Din păcate, cazul se confirmă, într-adevăr, se pare că de 4 ani tatăl întreține raporturi sexuale cu fiica sa. Și în ceea ce privește sora mai mică? În ceea ce privește sora mai mică, tatăl ar fi încercat de nenumărate ori să o violeze și pe aceasta, dar din fericire nu s-a ajuns la această situație. Pentru a-și putea reveni, copila va avea nevoie de consiliere psihologică. Va fi un adult normal în condițiile în care va face consiliere și va fi ajutată să depășească această situație neplăcută și grea prin care a trecut atâta vreme. Dar dacă nu participă și nu intră într-un program de consiliere psihologică, va rămâne cu foarte, foarte mari sechele, în sensul că oricând poate să ajungă la o depresie, la sinucidere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și în cursul zilei de astăzi va primi mandat de arestare preventivă. Pentru incest și viol riscă să stea după gratii până la 18 ani. Cele două fetițe nu au fost scoase din familie, fiind acum în grija mamei.